Acesta este un ceas de masă deșteptător elvețian, marca Suiza. 8 zile funcționează la o tragere. Aici e trecută marca și anul. Reușim. Da, 64, a 10, luna 10, 64, 1964, 7 rubine, Swiss made. Ceasul a fost demontat total, curățat, urmează să fie adunat, uns. Ceasul funcționa și înainte. Sigur că poate vor fi necesare reglaje de precizie. Deci, ceasurile acestea sunt ceasuri deosebite, pentru că funcționează fără greșeală și sunt foarte frumoase. O să filmăm în continuare după ce adunăm ceasul. Am început adunarea ceasului. La început, prima fază, am fixat furca. E o piesă foarte mică și a trebuit să o fixez pentru că e foarte greu după aceea să o fixez dacă ai adunat ceasul. Și am pus minimum de rotițe care obligatoriu trebuie să le pun la adunare. Adică acesta exista, 1, 2 și încă a treia. Aceasta pentru sunet și aceasta e ciocănelul care bate. Au rămas aici încă aceste rotițe, caseta cu arc care se pune după aceea, deci e, totdeauna se lucrează pe părți. Și bineînțeles, balansoarul care se pune ultimul. O să filmăm după aceea când facem operațiunea următoare. După ce am pus și am fixat platoul acesta cu piesele care să nu au fost multe și s-au introdus destul de ușor. Cu atenție, bineînțeles, nu se forțează nimica. Am pus rotița aceasta, deci după aceea, și rotița aceasta. Și, bineînțeles, aici caseta cu arc și piesa aceasta, care această piesă are rolul de a cupla soneria. Și acum se pune capacul acesta. Sunt puține orificii de piese de introdus, merge mult mai ușor și cam adunarea este aproape gata, urmând ca să punem și pendulul. Și bine, celelalte piese care nu necesită un efort deosebit. O să mai filmăm. Aceste două șuruburi, acesta și cu acesta, le-am fixat la început pe placă pentru că m-au ajutat la fixarea, introducerea rotițelor. Ele trebuie scoase și se fixează peste placa asta. Deci, practic, astea le-am folosit pentru ca să-mi strângă placa și după aceea le-am pus șuruburile de bază, cele două de sus. Acum le scot. Mai trebuie să scot și o să le introduc pe placa aceasta. Am fixat și pendulul. Aici are un sistem cu niște dințișori. Deci de aici se reglează precizia. El e în exteriorul capacului. Să vedem unde e capacul. Așa. Aia e aici. E fixat. Deci aici aici. O să arăt. Deci aici este șurubul și de acolo se dă stânga dreapta plus minus și se reglează funcționarea preciziei. Practic acționează asupra acestui cursor. Aici e un cursor care se mișcă pe acel arculeț, păr de ceas și îl scurtează sau lungește, adică funcționarea lui va fi mai lungime, mai mare sau mai mică. Dacă îl scurtează, va grăbi. Deci dacă vine spre... Adică ăsta e cursorul, de fapt. Asta e.
Aici e coda de fixare și aici asta e cursorul. Deci dacă îl dă spre stânga, cum ar fi acum, se scurtează părul, arcul și va grăbi și invers. Aici, la montare, trebuie atenție, pentru că, uitați, asta e poziția. În timpul lucrului, sigur că s-a schimbat poziția această rotiță cu acest dințișor. Asta e poziția de fixare și, practic, această piesă o blochează. Iar aici se fixează elementul de tras acesta. Deci asta e poziția corectă. Dacă nu se pune corect, ea se scoate și se tatonează poziția care e corectă. Altfel nu va funcționa și nici nu poți trage ceasul. Deci cam atât am avut aici. Hai să vă mai arăt și cum sună. Adică, de fapt, ce se întâmplă? Ceasul acesta, aceasta e piesa de tragere. După ce s-a tras ceasul, el sună, eu o să explic acum. Deci el sună odată, câte un minut, cât el este dat acolo. După care el nu mai sună. Arcul e același. Arcul e același și pentru sunat și pe asta. Deci el va suna când e tras din nou. Deci din nou se armează pentru sunat, practic. Altfel nu va suna. Atât vom mai filma după ce îl adunăm ceasul. Că ați înțeles tot cum se adună, cum se montează un ceas și cum se face revizie la un ceas din acesta de deșteptător. Acesta e ediția de deosebit. Aici sunt rubinele. Aici. 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 Aici sunt rubine. Deci sunt cele 7 rubine și uzura lui e foarte, foarte mică, deși ceasul are 66 de ani. Sau 56, că e din 64. Da, deci un ceas foarte vechi, dar nu are uzură, decât foarte, foarte mică. Atât. Deci vă arăt acum cum funcționează sonerie. O să dau la ora respectivă, nu se poate da decât într-o parte. Cred că am trecut, haideți să vedem. Acesta se descarcă, uitați, piesa aceasta. Asta. Până ajunge la poziția care am fixat-o noi la început, uitați-vă. Gata, acum se oprește. Aici mai este un buton, care dacă îl împingem, blochează soneria, în timp ce oricând. Deci el trebuie tras ca să funcționeze. Ceasul este gata, trebuie chiar adunate și celelalte piese în cutie, pus și e gata. Vă prezint acum ceasul, revizuit complet. Cum spuneam, e marca Swiss, elvețian. Aici scrie jos, Swiss Maed. 8 zile, acel 8, 7 robine, mobilier din alamă, sus este o lumânare sintetică, deci nu e adevărat, e pentru decor. O să dăm și spatele. De sus se fixează precizia ceasului plus minus, cel din dreapta fixăm alarma, adică sunetul, aici ora, de aici se trage ceasul și de aici se blochează sunetul. O să dăm să sune, să-l ascultăm cum sună. Se dă numai spre în sensul invers al celui ceasornic, nu merge altfel.
Deci sună destul de mult ca să trezească orice om. Ca să sune din nou, se trage din nou ceasul. Practic se trage, deși e o aceeași casetă, dar el se trage o singură, dintr-un singur loc. Și pentru sunet trebuie de tras, când vrem să sune, trebuie tras ca să sune, altfel nu sună.